Georgia este despre peripeții, ce pot să spun. După off-road-ul de ieri, am ajuns în Batumi, am ajuns cu bine, teferi sănătoși, bucuroși, ne-am odihnit puțin câteva ore, că de așa suntem noi, pe repede înainte și cu somnul și cu absolut tot. Am ieșit dimineața să ne bem și noi cafeluța la o terasă, să admirăm marea și priveliștea de aici. Și ce să vezi, în timp ce am stat noi liniștiți la cafea, bineînțeles, am avut trotinetele cu noi. Le-am parcat în față, ne-am băut cafeaua și zice Dragoș așa, hai să vedem, mai sunt trotinetele. Și când ne uităm, ce să vezi? A lui lipsea. Panică, panică! Unde sunt? Unde e trotineta lui? Da, am coborât eu, am luat trotineta la Viniei și am zis, ofi, mă duc într-o direcție. Și am mers, cred că vreo 6 km pe paleză către nord și la un moment dat am văzut doi puști în depărtare, mergând cu trotineta mea, foarte voioși. Nu știu cât au înțeles ei că e trotineta mea, până la urmă s-au oprit, le-am explicat că e a mea personală și uite... Și m-am întors mergând pe trotineta mea și cu trotineta la Viniei în bagaj, cum s-ar spune. Da, acum... Eu în timpul ăsta, scuze, eu în timpul ăsta am rămas acolo, la terasă și eram panicată. Ce să facem? Cum să procedăm? Pentru că noi mai rămânem în Georgia și mai avem de explorat. Ce făceam cu o singură trotinetă? Deci eram atât de necăjită, amărâtă. Dacă l-am văzut pe Dragoș că vine, a fost, mai aveam un pic de teamă petrecere. Da. Ne-am liniștit, totul bine, le-am dus din nou la încărcat în cameră și am venit la masă să mâncăm, să ne calmăm. Da, cât timp se încarcă trotinetele, că ce să vezi, băieții au și mers cu ea până au descărcat-o aproape. Și acum am găsit undeva o locație să mâncăm, pentru că după urmărirea ca în filme, ni s-a făcut foame. Și am venit și am găsit un restaurant în apropiere de unde suntem noi cazați. Și am luat, bineînțeles, eu sunt cu mâncăruri tradiționale, am luat haciapuri, este o mâncare tradițională georgiană, se pregătește diferit în mai multe regiuni ale Georgiei. Aici este regiunea Adjara și este pregătită sub formă de bărcuță. Practic, haciapuri vine de la pâine cu brânză de vacă. Iar la vine așa au luat niște pește cu garnitură, prețurile o să le aflăm la final. Și o să le punem undeva pe aici, pe jos. Exact. Să avem poftă și continuăm aventura prin Batumi. Sper fără peripeții de data asta. Fix așa, fără. Și gata și cu masa, ne-am încărcat bateriile. La trotinetă. Și ale noastre. Am luat trotinetele, am venit în partea de nord a stațiunii, unde, ce să vezi, statui, e plină lumea de statui, dar aici există un grup statuar fabricat din fibră de sticlă și oțel, în spatele nostru mai exact. Sunt denumite bărbați și femeie. Ele în fiecare seară la orele 19 se pun în mișcare și se apropie așa, se întrepătrund. Se contopesc la un moment dat, într-una singură. Se îmbrățișează, mai frumos spus, după care se despart ușor cu spatele. E ceva spectaculos, zic eu. Povestea lor începe de prin primul război mondial și îi are ca și eroi principali pe un azer din Baku, de religie musulmană, și o prințesă gruzină de origine ortodoxă, care s-au îndrăgostit, el a cerut-o în căsătorie, dar oarecum familiile lor au fost împotriva la început. Ca să se complice un pic lucrurile, cel mai bun prieten al lui Ali, care era armean creștin, o fură pe Nino pentru a se căsători cu aceasta. Ali află, îl ucide pe prietenul său Melik și fuge împreună cu Nino, inițial undeva în Dagestan, Rusia actuală, ulterior în Teheran. Ali moare, iar Nino își crește pe fica lor Tamara singură în Iran. Practic, cele două statui din spatele nostru simbolizează iubirea necondiționată, trecând peste barierele culturale și religioase.
ultima seară în Batumi și jur că mie nu-mi vine să mai plec de aici. Luminițe, fântâni, spectacol de lumini. Fix, fix pe gustul meu. Jur că n-aș mai pleca de aici, nu aș mai pleca. Și ce credeți? Nu, nu, n-am ajuns în Dubai. Tot în Batumi suntem. Deci nu știu ce să zic de locul ăsta, nu știu unde să-l încadrez, e ceva spectaculos cu luminile astea peste tot, cu atâtea clădiri. Se filmează? Hey! Dragilor, iată ne-a ajuns și în Piața Europa, care este un fel de centru vechi al orașului, care nu e deloc vechi de fapt, avem mai clădiri noi în zonă. Unele dintre ele nu par, dar chiar sunt noi. Denumirea de Europa vine de la faptul că sunt concentrate arhitecturi din mai toată Europa în această mică piață, iar în centru este statuia Medeei, care ține în mână o piele de oaie de aur, ceea ce simbolizează fertilitatea poporului georgian. Și acestea fiind spuse, aventura noastră în Batumi se încheie aici, dar călătoria noastră prin Georgia continuă. Ne îndreptăm către capitală și vedem ce mai putem să mai surprindem între timp. Dar ai putea să faci o mică sinteză, cum am ajuns aici, că ne-a luat foarte mult timp. Fix așa, cum spune Dragoș, el s-a documentat. Cel mai greu a fost, ca să zic așa, partea cu ajunsul, pentru că noi am dorit și am ales ca opțiune să venim cu mașina pentru a ne bucura și pentru a putea să vedem atât de multe lucruri. Întotdeauna știți că lucrurile frumoase sunt dificil de făcut sau de trebuie depus minim de efort, ce să faci, asta e. Se poate ajunge și cu avionul, atât la Kutaisi, cât și Tbilisi, dar nu sunt zboruri directe din București. Sau cel puțin până să plecăm noi de acasă, nu erau zboruri directe. Nu știu dacă între timp s-au făcut. Da, cum spuneam, cu mașina, dacă veniți, trebuie traversată Bulgaria cu buletinul, se poate face treaba asta. În Turcia, ce să vezi, îți trebuie pașaport. Și mergi prin Turcia și tot mergi. Și în continuare mergi. Taxele de autostradă le poți plăti cu cardul, ca să nu ne mai complicăm, să mai schimbăm în diverse... Noi nu am avut lire turcești la noi deloc. Da, cu moneda locală. Și aici, când am ajuns, noi am trecut cu pașaportul, dar se poate trece vama și cu buletinul. Ce să mai spunem? Prețurile de aici sunt relativ cam ca la noi. Da, da, nu? Da. Cam se poate plăti mai peste tot cu cardul. Noi am avut ceva cash la noi, dar am plătit mai peste tot cu cardul. Ne-a fost ușor, fără comision. Ce să... Ținând cont că ne-am plimbat destul de mult cu mașina și când ne-am întors din munți de acolo, din Caucaz, ne-a prins așa spre dimineață și vreau să spun că era foarte multă poliție pe străzi. Asta îmi dă senzația așa de siguranță. Eu m-am simțit în siguranță văzând atât de multă poliție, deci pot spune că e safe, e sigur. Nu știu, nu ne-am plimbat așa pietonal seara pe la noaptea, pe la 2, pe la 3, ca să spun cum ar fi așa mai în interior, mai printre străduțe, dar așa cu traficul chiar a fost în regulă.
eu cred că aș putea să mă duc să beau o cafea, ceva, vă povestește ea tot și revin când este gata. Nu știu ce alte aspecte ar mai fi de punctat. Mâncarea foarte bună. Dragoș a încercat și o mâncare tradițională. Da, și... haciapuri, dar aș mai fi vrut să încerc și alte tipuri de mâncăruri, dar nu s-a nimerit de fiecare dată la terasele pe care noi le-am ales să fie și mâncare tradițională. Dacă veniți pentru plajă, pentru mare, ce să vă spun, plaja de aici nu a fost întocmai pe gustul meu. Pietre, multe pietre. Multe pietre, așa, așa, așa. Nu. Dar destul de mare, încăpătoare, aveți loc toți. Faleza, repet, este foarte lungă, vă tot aveți pe unde să vă plimbați pe ea. Și hotelul la care am stat a fost foarte aproape. Ce mai putem să punctăm? Nu mai putem să spunem nimic. O să Puteți să ne lăsați comentarii la video, dacă mai aveți voi întrebări. O să ne revedem în vlogul viitor, dar ce să mai? Până una alta, nu rămâne decât să călătorisim împreună! Frumos, frumos! Haide, haide! Încă puțin, încă puțin! Hi to Romania! Thank you!